Salutare și bine ai venit sau revenit pe canalul meu personal. Astăzi vreau să te învăț cum să pui un articol pe blog și mai ales în cazul unui blog care face parte dintr-un magazin online. Așa cum spuneam, astăzi fac un tutorial. Sunt mai mulți clienți sau din ce în ce mai mulți clienți înțeleg de ce un site de prezentare sau un magazin online are nevoie de un blog și care sunt beneficiile pentru a avea un blog pe un astfel de magazin online. Așa că am zis să fac un mic tutorial astăzi în care să arăt cât de ușor și cât de simplu e să pui pe blog un articol, da? Ok. Trecem la treabă. Am ales Advertaro, un magazin online pe care am secțiune de blog. De vedeți, dacă ne uităm așa pe el undeva aici, avem secțiunea de blog, da? Avem secțiunea asta de blog, unde avem deocamdată două articole, pentru că știți cum e Cizmarul fără cizme. Nici eu n-am avut timp să pun foarte multe articole pe proiectul ăsta. Într-adevăr, eu am și foarte multe bloguri și atunci e greu să scriu pe toate. Dar azi am pregătit un articol special, un articol nou și o să-l pun aici pe blog împreună cu voi ca să vedeți exact pașii și ce e necesar. În primul rând, pentru a intra în administrare, este necesar să pui UEP Login, PHP sau UEP Admin. Eu recomand la toți UEP-admin. Dacă n-ai vreo protecție specială care să facă redirect, să nu ducă adresa în UEP-admin, atunci pur și simplu UEP-admin aici adăugat la URL-ul site-ului tău te va duce în zona de login, da? Iar de aici mă autentific pentru a intra pe site în zona de administrare a lui, unde mai departe pașii sunt foarte, foarte, foarte simpli. O să vedeți imediat. Chiar dacă sunt multe meniuri și sunt multe chestii pe acolo complicate, o să vedeți că, mă rog, șabloane, astea le închidem, nu ne interesează. Ok, șabloane afectate, știm că tema numai la, nu e o temă foarte nouă și atunci avem șabloane care nu sunt. Cam așa, în mod normal, vedem aici foarte multe meniuri, dar pentru articole pe blog ne interesează o singură zonă, da? Articles în engleză sau articole, azi de aici, da? Și dacă dau articole, pot să văd toate articolele adăugate deja sau să dau articol nou. La fel, nu doar de aici pot să fac chestia asta și undeva sus aici am un plus, adaugă articol nou. Mai mult, pentru a face un draft, o cenă rapidă, pentru a adăuga un articol, mai avem și zona asta de aici, aia să le punem mai așa să le văd mai bine, da? Avem și zona asta de aici în care putem să adăugăm un fel de draft ca să ne continuăm ideile. Avem o idee repede, o putem adăuga aici și o salvează ca ciornă, după care o putem reedita, modifica și așa mai departe. Dar pentru astăzi eu am pregătit deja un folder cu un articol, vedeți că am un document nou, un articol și o poză pentru articol, da? În principiu, articolul să aibă un titlu, o să spunem aici despre structura unui articol, astfel încât să fie un articol bun, da? Dar deocamdată are un titlu, da? Are două subtitluri, apropo de asta e bine să aibă două, trei subtitluri, chiar și mai multe pentru SEO, da? Gândiți-vă și la chestia asta și câteva paragrafe în care explică exact, am zis eu aici așa, de ce să alegi publicitatea pe bloguri, da? Ok, l-am pregătit așa deja scris, pentru că mulți de voi poate scrieți pe hârtie articolul, poate scrieți în alte medii și atunci zic să l-am pregătit ca în document Word. De asemenea, am zis să pregătesc și poza, să nu mai stau să o caut pe net. Sunt site-uri specializate care îți oferă poze gratuite. Aveți grijă la poze pe care le folosiți, să nu fie poze cu licență, da? În cazul meu, poza respectivă, poza de genul ăsta, este generată cu un instrument de AI, da? Mai nou se folosește astfel de instrumente de AI pentru a genera poze, da? Așa, bun. Deci am poza, am textul, am tot, mă duc să adaug articol. M-am zis, pot să fac de aici de adaug articol, pot să fac de aici de la articole, toate articolele, de unde vreți voi. Toate, dacă vreau da click pe ele, ne mergem în zona de adăugare a unui articol. E foarte, foarte simplu, acum se încarcă. Mă mai uit și pe monitoarele astea pentru că sunt plin de monitoare în jurul meu. Și acum ce avem? Avem titlu, da? O să dau aici de numit titlu exemplu deocamdată. Titlu exemplu, exemplu, conținut. În funcție de tema pe care o folosiți, în funcție de chestii complicate, mai aveți aici tot felul de module care ne interesează sau nu ne interesează, da? Le vedeți pe astea, post-offer și mai departe. Tot aici avem poate și module pentru optimizare SEO și alte chestii care momentan nu ne interesează. Deocamdată ne interesează să adăugăm articolul pe blog, da? Conținut, ia să vedem dacă dau așa. Ca să nu fac de două ori aceeași chestie, o să mă duc aici să deschid Word-ul și să deschid articolul pe care vreau să-l adaug. De ce să alegi publicitatea pe bloguri? Ăsta e titlul, Ctrl-C, da? Fac cât mai încet lucrurile astea, numai le fac foarte rapid, dar le fac cât mai încet, Ctrl-V, stați așa, am selectat, nu vrea. Dacă nu era titlul scris, deja dăm de click și așa. De ce să alegi publicitatea pe bloguri? Da, am pus titlul,
mă duc să iau și conținutul articolului respectiv, da? Mai zis, pot să-l și scriu acolo, pot să mai bag, pot să recomand să mai bag o poză, poate și în interiorul articolului, depinde de tipul de articol, da? Copii. În momentul față am terminat cu documentul Word, conținutul nu mă interesează, Control-V, am pus și articolul aici. O chestie pe care o mai faceți și mai trebuie să o faceți și destul de importantă, dacă aveți subtitluri, nu uitați să le formatați ca subtitluri, astfel că mă duc aici la subtitlul ăsta, da? Nu contează dacă selectez doar atâta, dacă selectez tot sau dacă dau click undeva până el, da? Mă duc la P-ul de aici. P-ul de aici poate fi și undeva sus aici, depinde de configurarea blocului respectiv, da? Dau pe paragraf și zic că vreau să fie subtitlu, da? Subtitlu. N-a făcut ceva bine. Control Z. Ia să vedem dacă astea sunt băgate în... Da, sunt adăugate din păcate când a dat copy-paste. N-au fost cele mai bine adăugate, erau adăugate cumva... în același bloc de text. Dacă scrieți voi și nu dați copy-paste, atunci nu mai e o problemă nici chestia asta. Până la urmă e bine că a apărut problema asta ca să vedeți și cum să rezolvă. În principiu dau un enter și dau delete ca să fac blocuri noi de text. Da, vedeți că ăsta e un bloc de text nou, nu este, este zic, ușel de shift-enter băgat textul, da? În momentul de față cred că am, ia să vedem, țac-țac și mai dau un enter aici și cumva le-am făcut pe toate astfel încât să fie blocul de text, vedeți, fiecare bloc de text separat, da? Vedeți că apare P-ul la el, da? Așa, bloc de text, bloc de text, bloc de text, bloc de text, da? Bineînțeles că putem să băgăm aici și alte blocuri, de exemplu, dacă vreau aici undeva să bag o poză, dau, adaugă poză, da? Tip imagine și adaug o imagine aici, da? Pot să o și fac drag and drop, să o trag, da? Deci pot să o trag, de exemplu, uite chiar așa. Uite, mă duc de aici, da? Iau poza asta, o trag aici și am dat drumul. La mine în articol nu o să rămână poza asta aici, dar am zis să vedeți și cum să adaug o poză în articol. Aștept un pic să fac upload și după ce face chestia asta, ia să dau eu asta la loc, nu aici. Așa. Ok, da? Am adăugat poza în articol. În cazul meu nu o să pun poza asta în articol aici pentru că nu și are rostul, da? O șterg. Ok, ne întoarcem un pic la formatarea paragrafelor, formatarea subtitlurilor, da? Ăsta este subtitlu, da? Subtitlu. Subtitlu și este H2, vedeți aici este H2, poate să fie dacă am și subtitlu, subtitlu poate să fie H3, dar în principiu eu vreau să am titlu H1 la bloguri din punct de vedere SEO, știi? Și subtitlu să fie H2. La fel și aici mă duc subtitlu, da? H2, da? Și este terminat și ăsta, e și ăsta făcut, da? Ok, deci am terminat de adăugat articolul ca și text, arată foarte bine, v-am zis, mărimea fonturilor pe aici, văd că asta este, este H2, asta este H2. Nu, ăsta e H3, a rămas H3. Am văzut că erau diferite. În funcție de tema pe care o folosiți la WordPress-ul vostru, astea ar putea arăta un pic mai altfel, da? În principiu trebuie să fie mai mari. Da, am și teme, am și teme unde în editoare H1 și H2 arată aiurea, după ce public articolul arată mai mare, adică știu că este H2 chiar dacă vizual nu este, sau nu se vede. În cazul timp se vede foarte clar. După care mă duc aici la articol, în colțul din dreapta, vedeți, în zona asta de aici, da? Articol, o să fac ca să fie vizibil, o să mă scoți mai după ecran ca să mă vedeți, vedeți mai bine. Am câteva zone importante. Una dintre ele este categorii, da? Categorii, unde am diverse și informații utile. Eu o să pun la informații utile. Acum sunt și bloguri care au aici o singură categorie articole. Dacă e o singură categorie articole, o să fie bifată automat. Dacă nu, dacă uitați de să bifați aceste categorii din mai multe categorii, WordPress-ul are stat una default în care o să pună articol, adică o să pună oricum într-o categorie, de obicei dacă e stat corect o să fie în diverse, dar o să pună oricum într-o categorie articolul. Da? Apoi avem imaginea reprezentativă, din nou, pot să fac așa, da? Deci pot să o iau și să o trag aici, vedeți? Și dau drumul și se uploadează. Acum eu deja am uploadat-o în cadrul articolului și nu vreau să mai ridic o dată, așa că dau, tabește imaginea reprezentativă, aceeași chestie, dacă dau așa, pot să o trag aici, da? Pot să trag aici poza, da? Vedeți? Și la fel merge, funcționează prin drag and drop. Dar deja am uploadat-o mai devreme când am făcut exercițiul cu poza în articol. Și atunci doar o bifez de aici. Există, stabilește imaginea reprezentativă, colț aici, dure jos, vedeți? În zonul aici, în colțul ăsta, stabilește imaginea reprezentativă și a apărut poza aici. A apărut poza, a apărut imaginea reprezentativă, mai am etichete, bloguri, bloguri, publicitate. Și așa mai departe, depinde dacă folosiți sau nu folosiți asta, cu etichetele nu e neapărat obligatoriu, dar uneori este utilă pentru că, așa să mai apar și pe ecran,
este utilă uneori pentru că dacă ai mai multe articole, începi să ai 20, 50, 100 de articole, s-ar putea prin aceste etichete, prin aceste taguri să se lege unele cu altele, da? Uite că am pierdut asta cu publicitate. Publicitate. Da? Așa, astfel încât să fie, să unele bloguri au la capătul blogului, la finalul articolului, alte articole relevante. Și uneori relevanța asta funcționează pe baza tagurilor respective de mai sus. V-am zis, nu e obligatoriu să faceți chestia asta. Mai aveți și alte opțiuni pe aici, dar nu sunt importante. În momentul de față, i-am pus poză la articol, da? Vedeți, i-am pus poză, da? I-am selectat categoria, da? I-am pus conținutul, titlu și informația și dau publică. Publică, mă întreabă dacă vreau să public articol, dacă sunt sigur. La fel de bine puteam să dau salvează ciorna și continui la el. De exemplu, dacă am scris doar o parte din articol și vreau să mai adaug mâine, dau salvează ciorna și o să salveze ca ciornă și poți mai continui mâine la el. Uite, mergem și pe scenariul ăsta. Da, am salvat ca ciornă articolul. Vă spunem că n-ar fi gata. Și mâine vreau să intru iar pe blog, intru iar în administrat, în admin, da? Mă duc frumos la toate articolele, vedeți? Da? Mă duc la, hai să zicem, la panoul de control, în primul rând, să vedem exact, da? Ca să vedeți exact pas cu pas, să fie cât mai clar. Mă duc la articole aici, da? Toate articolele. Și undeva să mi-apare toate articolele, mi-apar și drafturile, adică ciorna, vedeți că apare ciorna asta. Dau pe ea aici, undeva în jos am butonul de editează. Dau pe ea, editează și ajung unde am fost mai devreme, da? Și dacă presupune că articolul nu era gata, mai trebuia să scriu ceva aici în, ca și concluzie, nu știu, hai să zicem că puneam și o concluzie aici. Zic aici, în concluzie, bla bla bla, da? Nu o să scriu chestia asta pentru că articolul e scris cu diacritice, acum eu, ăsta e fără diacritice, am scris eu acum. Și nici n-am o idee ce-și mi-a putea să adaug un articol în momentul de față pentru că sunt focusat pe tutorialul acesta, da? E, presupunem că totul e gata, deci avem poză reprezentativă, avem tot, dăm publică, da? Mă întreabă poate dacă vreau să public articolul și am dat public, da? Așteptăm un pic să se publice articolul pe blog. Ok. După care o să apară un buton cu vezi articol. Vedeți, apare aici un buton cu vezi articolul. Oricum, și dacă vă dau vezi articolul și dacă dau adaug articol nou, să vreau să pun un articol sau altceva, da? Dacă intru pe Advertaro, în momentul de față sunt Adverta, da? Deci dacă intru pe Advertaro, în momentul de față veți vedea că este publicat articolul. Dacă mă duc la zona de blog, veți vedea că apare cel de-al treilea articol pe care l-am publicat acum câteva momente cu voi, da? Deci să alegi pe bloguri, apare și poza reprezentativă aici, micuță, pentru că așa e tema blogului, depinde cum e tema blogului și cum alegeți, da? Și dacă dau pe click pe poză, pe titlu, pe read me more și așa mai departe, o să pot să citesc tot articolul, să văd ce scrie în el și așa mai departe. Da? Vedeți? Vedeți că related article, ce v-am zis, apare alte articole relevante, da? Relevante pe baza tagurilor respective. Când ai foarte multe articole, e relevant să mai pui cititorul la final aici, poate alte articole relevante să le citească și pe acele. Ok. Încă un amănunt pe care vreau să-l povestesc cu voi acum. Deci procesul de editare e simplu. Dacă dau vezi articolul, v-am zis, ajungem la vizualizarea articolului, depinde cum vreți să lucrați. Uneori lucrez cu editarea aici și văd rezultatul, dau actualizează și mă uit pe blog să văd cum arată articolul. Lucrez cu două taburi de astea, dar nu e neapărat nevoie. Dacă de aici, de exemplu, am văzut o greșeală undeva în text, am greșit aici un major, dau undeva sus aici, am editat articolul sau mă duc în dashboard acolo, în zona de administrare și mă duc la articole și pot să modific poza, pot să modific ce vreau. Mă duc la articole, da? Ok. Și văd aici la articole, articolul, dau editează și modific în el ce vreau să mai modific în el, da? Deci foarte, foarte simplu. Încă o chestie foarte interesantă și foarte relevantă, zic eu, iarăși depinde de tema blogului, este să, da, să ies de acum din ăsta, da, că nu mă interesează, dau înapoi WordPress. Așa, e legat de dimensiunea pozei. Eu, de exemplu, la pozele pentru bloguri, la multe dintre ele, lucrez cu 960x600 pixel, da? Asta e dimensiunea mea. Este o dimensiune standard 16x4, e prea îngustă aia. În fine, e o dimensiune destul de standard, sunt și alte dimensiuni. La blogul meu ați văzut că vreau să vadă cumva în, uite, dau Advertaro, blog, mă duc direct la blog, da? Vreau să vadă cumva pozele la fel, da? Dacă aș ne una mai lungă, mai alea, ori le tai aiurea, da? Ori poate să le tai aiurea, ori poate să nu respecte chestia. Vedeți că, de exemplu, uite, asta este de rezoluția asta, asta e mai îngustă, vedeți că e mai îngustă un pic, vedeți? Nu se vede chiar la fel. Asta nu dau seama, fiind pe alb, e mai greu să dau seama. Dar vedeți că cele două poze nu sunt la fel. Dacă ar vrea să fie la fel, în funcție de tema blogului, aș vrea să le pun la aceeași dimensiune. De obicei, pozele mele care lucrez, cam așa sunt la dimensiunea asta de 960x640. Dacă aveți un blog care are un landscape mai mare, adică când dai pe blog aici,
nu mai apare, vedeți? Nu mai apare și bara de aici, din partea asta, atunci ar fi bine să ai o poză la 1200 de pixel, da? Să fie mult mai mare, da? Să ai mult mai mare spațiu aici, că îl ocupă poza, da? Depinde cum vrei să așezi lucrurile, depinde cum așa. La fel de bine sunt bloguri care au, n-am acum o idee sau un... nu-mi scapă un blog care să vă arăt vouă. Sunt și bloguri la care merg tot felul de poze mai mari, mai mici, pentru că el când secțiunea de blog le așează cumva, ia să vă arăt eu vouă, cum să zic eu, le așează așa cumva, da? Și atunci dacă așează așa, așa, chiar e indicat să nu fie la aceeași dimensiune, ca să nu fie toate așezate frumos și să fie așa, cumva ca un mozaic, da? Deci depinde și de designul blogului, depinde și cum vă place vouă. Eu sunt mai fixist așa, cu dimensiuni fixe, dar nu e o mare problemă chestia asta. Așa, ca să știți și chestia asta, ca să nu avem discuții. Cam atât de simplu este să adaug un articol pe blog. Mai ar putea fi o șmecherie dacă dau editare la articol. Și mă mai arăt o chestie care iarăși importantă. Ați văzut că am dat publish la articol. O să dau un nou articol de test, pe care o să-l șterg după aia, da? Hai să zicem mai bine așa dau. Mă duc aici. Nu vreau să editez nimic acum, vreau să scap de chestia asta. Și vreau să dea la o parte. Nu vrea să dea bara la o parte. Așa. Vrea să mă enerveze bara aia, pur și simplu. A. Ce mă, de când vine aici, face și după să dau click. Ce chestie. Așa. Mă duc noi pe admin așa, dacă nu pot altfel. Și vă mai arăt un articol nou, dau un articol nou, să vă mai arăt o șmecherie care puteți face. Dau adaug articol, da? Imediat o să vedeți de ce este importantă și chestia asta. Îi zic așa, articol care se va posta în viitor. La fel, bag niște texte aici, deocamdată de dragul exercițiului. Și undeva la articol, pe lângă categorie, pe lângă poză și ce mai trebuie, da? Ok. Mai am undeva aici publică imediat, vedeți? Publică imediat. Și în loc de publică imediat, dau click pe imediatul ăsta de aici și zic că vreau să publice marți pe 23 la ora 17.05. 17.05 fiind ora mea aici. Vreau să zic că vreau mai dimineață, vreau la ora 10. 10.05, da? Ok. I-am dat data, deci 21 de 2023. Pot să închid acum și dacă dau publică acum, vedeți că dau la publică, dau pe publică și automat data la care se va publica va fi data și ora la care se va publica va fi 27 sau când am dat eu, da? Ok. Dacă dau vezi articolul, eu pot să-l văd, da? Articolul se va posta în viitor. Dar dacă încearcă să intre cineva pe el în momentul de față, da? Dacă încerc un alt browser, de exemplu, ia să vedem dacă am un alt browser pe aici care pot să-l deschid, imediat vedem. Așa, și dacă încerc cu alt browser, voi avea surpriza că nu există articolul respectiv, nu merge linkul respectiv. Acum aștept să deschidem și alt browser, uite, am deschis un alt browser pe ecran. Așa, iau linkul ăsta, ori n-am modificat eu data, dar nu cred că nu am modificat data corect. Ia să vedem. Mă duc în browserul respectiv, uite, browserul e aici. Da? Punem aici control V și vedem imediat că articolul nu funcționează, da? Ba nu, n-am pus data cum trebuie. Îi dau editare, aveți grijă că dacă l-ați publicat ar fi bine să lăsați publicat totuși, dar dacă dau editează articolul, n-am modificat data de acolo, n-am salvat-o. Asta s-a întâmplat. Mai dau o dată, oricum o să dea să schimbe, actualizează, îmi programează, da? 21, mai n-a 21, asta a fost problema, da? Dau pe 23, actualizează, da? În momentul în care dau actualizare schimbă dată din viitor, o să apară aici programează, o să vedeți că se schimbă butonul din actualizez din publică. Mă rog, acum e actualizat deja. Ok. Și acum dacă încerc într-un browser nou, mă duc aici în browser, da? Și dau articolul ăsta, vedeți că nu o să mai funcționeze, o să dea 404 not found. În câte mă astăzi? 26. Eu ce dată aleg de acolo? 23. Suntem în 26 noi, da, aia nu mergea. Ok, uitau mai sus așa, nu merge. 28, da, am zis, 28. Problema mea a fost că am zis data greșit, da? Ok, deci 28 de ani actualizează, da? Programez, vedeți că deja s-a schimbat bunul, nu îmi programez, da? Deci o programez să se publice automat în viitor, da? Și acum dacă dau vezi articolul, eu ca administrator o să pot să văd articolul.
Vedeți? Apare URL-ul pe nu știu cât, nu mai apare URL-ul corect, da? Pentru că încă nu e generat. Iar dacă încerc, indiferent că încerc așa sau așa, pot să încerc și adresa asta, Ctrl-C, uitați-vă, indiferent că încerc așa sau așa, da? Nu o să funcționeze articolul respectiv, da? Nu o să funcționeze 404 not found și la fel aici dacă dau același articol, nu o să funcționeze. Ce înseamnă chestia asta? Că el se va vedea când nu merge, da? Se va publica automat, da? Aici am preview pentru că sunt administrator și deja sunt în dreptul de administrator. Dar altfel articolul ăsta, da? Nu se va publica decât în data de 28 noiembrie, când am dat eu acolo. Așa. Am făcut și un update între timp, cred că la ceva. Că mi apare asta. Articole. Toate articolele. Ok, articolele se va publica în viitor. Acum e programat, vedeți că e programat să publice în viitor, dar o să îl șterg acum, aruncă la gunoi. Și iarăși bine dacă aruncați chestii la gunoi, să și goliți coșul de gunoi din WordPress, să nu lăsați baza date în, cu astfel de gunoaie, să zicem în ea, da? Așa, trece definitiv. Și l-am trece definitiv. Deci ați văzut cam cât de simplu este. Câteva șmecherii așa în plus, pe lângă doar postarea unui articol pe blog. Sper să vă fie utile celor ce aveți un site, un site de prezentare, un magazin online și mai departe. Oricum, și procesul de administrare al paginilor, dacă nu are anumite elemente speciale tema voastră de WordPress, se face cam la fel, adică e cam în același stil. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici. Nu uita la final să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Da? Ai undeva jos butonul de subscribe. Înghiați și un clopoțel mic pe care dacă vei fi notificat de câte ori postez un nou clip. Dacă ai întrebări legate de WordPress, de WooCommerce, de plugin-uri, de module, de aplicații web, de magazine online, de toate chestiile astea care eu le fac zi cu zi, lasă-mi-te-o frumos în comentarii și te ajut cu mare plăcere. Dacă ai un magazin online, poți să te ajut să vedeți ce e în regulă sau ce nu e în regulă la el și așa mai departe. Da, sau un site de prezentare, ce aș modifica eu în plus, dacă e bine, dacă îi place, dacă nu-mi place și așa mai departe. Bun, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că ți-a plăcut. Ne reauzim în curând cu un nou clip și nu uita like, share și subscribe.